Am revenit, suntem la provocare, la adevăr, doamnelor și domnilor, iubitorii de cultură sunt așteptați la Puclen. Este un târg care se desfășoară în complexul comercial Parâng, situat la etajul 3, acolo unde există o gamă variată de cărți, muzică, jocuri și filme. Acesta este subiectul pe care voi discuta în partea a doua a emisiunii, alături de invitatul meu, domnul Adrian Lupescu, care este coordonatorul Puclen. Bună seara, domnule Lupescu, și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați făcut-o la dumneavoastră în emisiune. Bună seara, Gorj! Da, de remarcat este faptul că din ce oraș veniți dumneavoastră? Din București. Dumneavoastră sunteți de origine de acolo? Da. Pentru prima dată în Târgu Jiu? A doua oară. Am venit acum 4-5 ani, prima oară. Așa, în interes personal, prima dată? Nu interes profesional, chiar. Am înțeles. Bun, să vorbim despre acest târg Buclen, care până la urmă este o noutate pentru județul Gorj, pentru municipiul Târgu Jiu. La câta ediție este și ce înseamnă mai exact târgul Buclen? Este și un termen care nu este românesc, de aceea trebuie să le explicăm telespectatorilor noștri în detaliu ce presupune acest târg. Buclen este un târg de carte urban ce se desfășoară în mall-urile, centrele comerciale, galerie comerciale din țară. Suntem la a doua ediție, prima ediție a avut loc anul trecut. Inaugurarea am făcut-o în cel mai mare centru comercial din țară și dacă nu mă șer, din Europa, este vorba de AFI Palace București. Prima noastră ediție acolo a fost un real succes, ne-am bucurat de un succes enorm și am decis să dezvoltăm Buclen-ul în toată țara. Anul trecut am mers în 9 orașe. Și anul acesta avem ambiția și cu siguranță vom reuși să ajungem în 39 de orașe pe parcursul a 42 de săptămâni. Cât veți sta la Târgu Jiu? La Târgu Jiu am venit aici pe data de 30 aprilie, luni, și vom sta până duminică 6 mai. Cred că cel mai important pentru telespectatorii noștri este să le prezentăm oferta de carte și exponatele cu care dumneavoastră ați venit la Târgu Jiu și v-aș ruga să vorbim în primul rând de cărțile pe care le aveți și să-mi spuneți câte volume cuprinde expoziția de la Târgu Jiu. Expoziția noastră cuprinde un număr de aproximativ 9.000-10.000 de volume. Cărțile sunt expuse pe categorii și aici mă refer la domenii de beletristică, aventură, polițist, SF, horror, thriller, precum și celelalte categorii dedicate copiilor, cărți educaționale pentru copii și, bineînțeles, cărți de psihologie, numerologie, astrologie. Am venit aici la dumneavoastră emisiune cu 4 din aceste categorii, 4 volume. Ce v-aș ruga să ni le prezentați? Avem aici un volum al scriitorului Umberto Eco, se numește Insula din ziua de ieri. Este un roman clasat la genul thriller. Să vă povestesc așa mare, cam despre ce ar fi vorba. Este vorba de un individ care rămâne naufragiat pe o insulă și de acolo pornește într-o aventură de supraviețuire și până la urmă reușește. E cu happy end? E cu happy end, da. Am spus și finalul, din păcate. Oricum, cartea este de citit, o recomand. În al doilea volum avem o carte despre dietă, pentru cei care, adresată publicului, care au un mediu de viață, un stil de viață sănătos, mănâncă sănătos. În această carte avem cam tot ce ține de, eu știu, să nu mâncăm gras, colesterolul să nu crească, glicemia și așa mai departe. Deci, în această carte, oamenii care, așa cum ați spus și dumneavoastră, persoanele care vor să ducă un stil de viață sănătos, găsesc atât rețete... Atât rețete, cât și o dietă care să își mențină, eu știu, silueta... Cât și sfaturile care trebuie să le urmeze în cazul în care vor să ducă acel stil de viață sănătos, ce trebuie să mănânce, ce nu trebuie să mănânce, ce trebuie să facă, combinate alimentele, presupun că și aici există o regulă normal, și normal. Totul... Mai ales la câte discuții sunt acum pe
tema eurilor și așa, ce conține, ce e dăunător, ce nu e dăunător. Această carte e mai mult decât bună pentru cineva care dorește un stil de viață sănătos. Cam care este publicul căreia se adresează această carte? Atât adolescenților, bine, aici putem exclude copii. Copiii sunt mai pofticioși, nu se abține, eu știu, de la o ciocolată sau, eu știu, mai gras să mănânce. Adolescenților, persoanelor mai vârstnice, care, eu știu, au unele probleme cu sănătatea, și persoanelor, de ce nu, de vârsta mea, de vârsta dumneavoastră. Un telespectator vă întreabă câte cărți aveți de Paul Ekman. Paul Ekman, dacă nu mă înșel, sunt 4 volume, dar nu știu exact să-i spun dânsului care sunt acele volume, titlurile exacte. Îl așteptăm. Deci 4 volume, estimate telespectator, sunt, în cazul în care nu le aveți deja în bibliotecă, sunt absolut suficiente. Da. Bun, trecând la următorul volum. Următorul volum este o carte de psihologie, 29 de teste pentru a te cunoaște. Cartea aceasta o văd mai mult decât interesantă și chiar bună pentru oricine. Sunt teste pentru inteligență, creativitate, carieră și, zic eu, cel mai important, relația cu ceilalți. Cărți de socializare, cum te comporți în societate, cum interacționezi cu ceilalți din jurul tău. Testele sunt cu întrebări și cu răspuns. La finalul fiecărui test îți vei da seama cât de bine interacționezi cu ceilalți, cât de, eu știu, ce gândire optimistă ai sau negativistă și așa mai departe. O recomand. Cartea vine la un preț destul de bun, undeva la 24 de lei. Cine dorește? Deci pentru a vă cunoaște, pentru autocunoaștere, prețul nu este tocmai nu este atât de ridicat încât să nu vi-l permiteți. Eu personal o recomand, chiar am făcut de aici vreo 4 sau 5 teste. Și cum stați la aceste capitole? Aș prefera să nu spun. Rămâne confidențial. Am înțeles. Și surpriza surprizelor, chiar și dacă surpriza suntem surprizelor. Adulți, nu putem să nu admirăm acel manual pentru copii. V-aș juca frumos ca să-l deschide, să-l vadă și telespectatorii noștri. Este o minunăție. Castelul Groazei este o carte arhitecturală. Acum o să facem... Deci asta era surpriza, doamnelor și domnilor, foarte frumoasă. Este, nu știu dacă neapărat pe post de bibelou, dar se poate pune și pe post de bibelou. Arată foarte bine, după cum vedeți. Pentru cei mici. Pentru cei mici, trebuie în principal, să aibă bani părinții care vor să facă un astfel de cadou copiilor lor? Nu neapărat, mai ales că, eu știu, pentru copilul tău eu nu văd a avea un buget neapărat scris, adică pot doar atât să-i ofer. Unui copil care chiar îi place cartea asta, o recomand. Și nu este un preț chiar foarte piperat. Deci trebuie să spunem cât costă. 70 de lei. 70 de lei. Deci dacă dispuneți de aceste resurse financiare, acesta este doar un exemplu pe care domnul Adrian Lupescu ni l-a prezentat. Cu siguranță sunt mult mai multe cărți. Bineînțeles, acesta nu puteam să aduc aici să facem... Sunt convins, am fost astăzi la dumneavoastră, la târg, așa cum spuneam, situat la etajul 3 al complexului comercial Parângu și sunt o mulțime de cărți. Am vorbit despre cărți, însă nu sunt, dumneavoastră aveți de asemenea și CD-uri, DVD-uri și să le luăm pe rând. Bineînțeles, Caravana Bookland... V-aș ruga să dați puțin la o parte, da, ca să vă vedeți, puteți să-l lăsați așa deschis. Așa... Caravana Bookland, țin să menționez, foarte important, ne deosebim față de celelalte târguri de carte care se organizează în România, nu vreau să dau nume, ne deosebim, suntem primul târg de carte, muzică, joc și film din România, nu știu dacă și din lume. Noi aducem în mall-uri din țară atât cartea cât și muzică, mă refer aici la CD-uri, DVD-uri cu concerte de muzică, eu știu, muzică clasică consacrată și foarte multe filme. Mă refer aici, seriale, filme artistice, toate categoriile,
cât și pentru copii și adulți. Pe lângă acestea, mai avem jocuri pentru copii. Nu am adus în emisiune aici, din păcate, un astfel de joc pentru copii. Jocurile pentru copii sunt până în vârsta de 10 ani, deci se adresează publicului copiilor cu vârsta de până 10 ani. Jocuri interactive, puzzle, mă refer aici la puzzle și, eu știu, păpuși, cărți de colorat, desen, lucru manual, plastic și alte cele. Vorbind de Buclen, Buclen nu dorește numai să promoveze cartea, adică cunoaște foarte bine, sunt librării și atât în Târgu Jiu, sunt librării și în Craiova. Noi vrem să aducem cartea acolo unde oamenii sunt deja. Mă refer aici la centrele comerciale. Lumea vine la mall, eu știu, să-și facă cumpărături, să-și cumpere ceva, haine, etc. să uite de un ceas, dau un exemplu, nu știu. Dar acolo vor avea surpriza de a găsi și acest târg de carte. Și de ce nu să se uite și să cumpere o carte. O carte este binevenită tuturor și cred că n-ar sta rău în biblioteca oricărei case, unei familii. Bun, totodată dumneavoastră în cadrul târgului aveți expuse și câteva opere, sculpturi și picturi. V-aș ruga să-mi spuneți câte astfel de opere ați, cu câte astfel de opere ați venit la Târgu Jiu și de cine sunt realizate. Noi la Buclen dorim să aducem cât mai mult, să implicăm atât tineretul cât și persoanele mai vârstnice în aceste evenimente culturale, le numesc eu. Și aici mă refer la evenimente de genul desen, pictură. Am avut o expoziție de tablouri a doamnei Georgiana Brand. Și tablourile au fost expuse și de alți doi elevi ai dânsei, este vorba de Ani Cârlic și Cristina Prunaru. Ei sunt la Palatul Copiilor din Târgu Jiu. Au expus aceste lucrări la noi la Buclen, precum și expoziții de sculptură. Având în vedere că este orașul lui Brâncuș, toată lumea știe, am adus și o astfel de expoziție, 6 sculpturi mai exact, ale domnului Decebal Crăciun. Cu ocazia aceasta vreau să-i și mulțumesc dânsului pentru participarea la acest eveniment, cât și doamnei Georgiana Brand. Care este succesul pe care Buclet îl are în Târgu Jiu? Succesul este pentru noi nu foarte mare din punct de vedere al vânzărilor, dar acceptabil, pot spune. Adică lumea poate încă nu a aflat de noi, nu știu ce, câtă reclamă s-a făcut cu această, cu acest târg. Noi am făcut reclama necesară peste tot, poate încă lumea nu a ieșit la plimbare, nu a ieșit prin parc să vadă și Buclenul. Nu am avut foarte mulți vizitatori, dar pentru primele 3 zile de târg suntem destul de mulțumiți. Până pe 6 mai mai au oamenii timp la dispoziție doar 2 zile să facă acest lucru. Da. După care unde veți merge? După care vom merge la Drobeta Turnul Severin. Bună, Târgu Jiu, cred că fiind prima dată cu caravana Buclen în Târgu Jiu, probabil oamenii nici măcar nu au reușit să se familiarizeze cu acest nou concept. Da, da, asta ar fi și explicația mea pentru care nu am fost foarte vizitați la acest târg. Poate când vor reveni la anul, oamenii vor auzi de noi și vor veni atunci să ne viziteze. Sperăm un număr mult mai mare ca acum. În ceea ce este interesant, într-adevăr, aduceți un nou concept, repet, am fost acolo, au chiar în momentul de față rulează și imagini de la târgul dumneavoastră de carte. Cu toată căldura, cred, pot să le recomand respectatorilor noștri că nu cred că îi va lăsa inima să plece chiar cu mâna goală de acolo, pentru că multitudinea de cărți, imposibil să nu te regăsești în vreuna dintre ele. Aveți și cărți de dragoste pentru cei mai... Bineînțeles, umor, dragoste, avem și cărți de dragoste și, de ce nu, cărți pentru cei pasionați de horror. Mă refer aici, mai ales că în ultimii 2-3 ani filmele horror sunt la mare căutare. Am adus cărți de autori gen Stephen King,
autori consacrați, și pe care le recomand cu toată căldura, la prețuri destul de bune. Dumneavoastră, din ceea ce ați observat până în momentul de față, oamenii ce vor să citească sau să-și cumpără mai bine un DVD sau un film în varianta electronică, după copie, după o carte? Într-adevăr, acum trăim într-o era tehnologiei. Cel puțin pentru tineretul din ziua de astăzi este mai ușor să dai un click pe un calculator, să intri pe internet și să vezi o anumită informație. Dar pot spune, informația dintr-o carte nu se compară niciodată cu informația pe care o găsim pe internet. Îți dezvoltă mult mai bine imaginația, îți creezi un vocabular mult peste cel pe care, eu știu, îl găsești pe internet, și creativitatea în sine. O carte este mult, mult peste ceea ce găsim noi pe internet, tot felul de documentare, tot felul de reportaje despre istorii și așa mai departe. Cartea este momentul de față, părerea mea, și va rămâne mult timp pentru cei care apreciază elementul numărul 1 de informații. Este momentul să revenim la cărți și să uităm de filme și de calculator? Da, bineînțeles. Ăsta a fost dintotdeauna. Nu neapărat, să nu credeți că noi acum am vrea să facem, să schimbăm, eu știu, viziunea oamenilor, dar vrem să implementăm asta. Cartea trebuie să, în continuare, să fie un element principal de cultură și informație pentru oricare persoană, indiferent de vârstă, indiferent de studii, indiferent de statutul social. Ceea ce susțineți dumneavoastră vine oarecum în contradictoriu cu vârsta pe care o aveți. Vârsta vă recomandă într-un, nu știu, faptul că sunteți tânăr, probabil fiecare s-ar gândi, ia uite, domnule, omul ăsta nu se uită la filme pe calculator, nu e toată ziua pe laptop, adică omul ăsta citește așa tânăr fiind? Da, aici aveți dreptate. Sunt un pasionat al tehnologiei, adică și eu stau pe internet, lucrez cu internetul în meseria mea, dar nu sunt genul addicted să stau numai pe informația să-mi ocule doar după internet. Mai citesc și o carte, într-adevăr, mai rar, spre rușinea mea, pentru că nu permite nici timpul. Vă dați seama, trebuie să strâmba în general, toată țara. Cei care vă calcă pragul sunt tinerii sau, să nu zic bătrâni, adulții? Sunt și tineri și adulți. Am avut marea surprindere ca într-un oraș ca Slatina să avem mulți vizitatori tineret. Clienții noștri au fost numai studenți, elevi și mai puțin persoanele adulte sau vârstnice. În schimb, eu știu, am fost în București. În București se schimbă puțin situația acolo. Persoanele care sunt clienți pentru a cumpăra carte sunt persoane mature și vârstnice, mai puțin tineretul. Aici depinde puțin și de fiecare oraș în parte, adică cum văd lucrurile referitoare la carte și cealaltă speță, cum ar fi internetul. Probabil aici intervine și vânzările, țin direct și de puterea de cumpărare. Și asta este adevărat. Nu putem să comparăm un oraș cum este Bucureștiul cu un alt oraș mai mic, gen Târgu Jiu, puterea de cumpărare a locuitorului de aici. Dar am avut surprinderea că anul trecut am fost în 9 orașe, printre care o să numesc câteva, Brașov, Constanța, Arad, unde am avut vânzări mai mari ca în București. Deci lumea a cumpărat carte. Faptul că sunt vânzările mai scăzute decât în celelalte orașe este un motiv care să vă determine să renunțați la ideea aceasta de a duce Bookland în Târgu Jiu? Nu. Nu vedem Bookland-ul ca pe o afacere. Noi venim aici să promovăm cartea, bineînțeles, o și vindem, dar în primul rând vrem să dăm încă o dată oamenilor curaj să cumpere carte și să ducă, eu știu,
cu drag undeva să zică, domnule, mă duc la librărie, vreau să-mi cumpăr o carte, nu vreau să-mi cumpăr altceva. Vreau... Mă... Care este amploarea pe care dumneavoastră vreți să-i o dați acestui târg de carte, Bookland? Bookland. Așa cum anul trecut am pornit în 9 orașe, anul acesta vrem să facem 39 de orașe. Nu știu dacă chiar vom avea succes în toate orașele, dar pentru noi va fi un succes dacă fiecare locuitor la orașul respectiv, sau măcar jumate din locuitorii acelui oraș, ar veni să ne viziteze și să vadă ceea ce noi facem. Adică să aducem cartea acolo unde lumea este, în mall-uri. Nu aș vrea să pun oarecum faptul că în Târgu Jiu nu au fost vânzări foarte bune pe seama unei slabe preocupări pentru carte, ci mai degrabă vreau să pun acest aspect pe seama faptului că oamenii sunt foarte ocupați cu alte treburi sau cel exact. Puțin a fost o slabă promovare asupra acestui eveniment. Deși provenim, așa cum spunea și dumneavoastră, suntem în orașul lui Brâncuș, un oraș încărcat cu acest spirit cultural, un spirit cultural bogat. Domnule Lupescu, eu vă mulțumesc mult de tot că ați acceptat invitația din această seară. Și eu vă mulțumesc. Vă doresc mult succes. La fel și dumneavoastră și așteptăm în continuare Târgu Jiu la Parâng, toți locuitorii din Târgu Jiu să vină, număr mare la Parâng, la etajul 3, să ne viziteze. Doar până pe 6 mai. Doar până mai pe 6 mai. Aveți această ocazie, dacă nu, îi veți găsi unde a spus, la Severin sau unde? La Drobeta turnul la Severin, turnul, la Drobeta turnul locație. Severin, în mall-ul de acolo, pentru că noi sau, am fost în dacă nu să... la anul. Sau dacă nu la anul, exact așa cum spunea și dumneavoastră, faptul că nu sunt vânzări nu v-ați descurajat foarte tare. Mai sunt 2 zile, poate veți avea succes, dar cu siguranță la anul veți reveni. Mulțumesc încă o dată. Și eu vă mulțumesc, la revedere. Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția de astăzi. Eu sunt Manuela Novuceanu și vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem săptămâna viitoare. Până atunci, toate cele bune.